să se aducă la forma cea mai simplă expresia e mare egal cu sin pătrat de pi pe 6 plus alfa plus sin pătrat de pi pe 6 minus alfa plus sinus de pi pe 6 plus alfa ori sin de pi pe 6 minus alfa. Acum, teoretic, eu pot să le desfac. Practic, hai să ne uităm ce am face. Eu pot să le desfac pe asta, nu e mare scofală. Hai că le desfac. Ăsta teoretic este sin de alfa, sin de beta, care e 1 pe 2, cos de alfa minus beta, minus cos de alfa plus beta. Și îți rămâne un cos de 2 alfa, pe care, ca să-l grupezi, mai mult muncești decât. Hai să-l face separat, că e prea simplu, nu? Ca să mai stau să caut acum, că nu mă premiază nimeni la un examen grilă, că fac eu prin 5 ce. Ce înseamnă sin de alfa plus beta? Înseamnă sin de primul, care e 1 pe 2 cos de al doilea, plus sinus de al doilea, ori cosinus de pi pe 6, care e radical din 3 pe 2, ori sin de alfa, da? Și la fel, sinus de pi pe 6 minus alfa, este aceeași expresie, numai că e cu minus între ele. 1 pe 2 cos de alfa minus radical din 3 pe 2 sin de alfa, nu? Și le înlocuiesc aici, Chris. Fac niște binome la pătrat. E, ăsta la pătrat, da? Observați că am 1 pe 2 la pătrat care va face 4, la fel și la a doua 4 și la fel și la produsul lor, da? Deci 1 pe 2 ăla pot să-l scot în față, 1 pe 4 pe lângă. Cos de alfa plus radical din 3 sin de alfa la pătrat, cât face? Cos pătrat plus 3 sin pătrat plus 2 radical din 3 sin alfa cos alfa plus ăsta la pătrat, care înseamnă cos pătrat plus 3 sin pătrat minus 2 radical din 3 sin alfa cos alfa. Plus ăștia doi înmulțiți, fără 2 arii de la numitor, da? Cos or cos, deci face plus cos pătrat. Ăsta e diferența de pătrate. Cos plus radical din 3 sin cos minus radical din 3 sin, deci face cos pătrat minus 3 sin pătrat de alfa, da? Și acum 2 radicalul ăla se duce. Și ia să vedem ce mai rămâne. 1 pe 4 pe lângă. Cos pătrat cu cos pătrat cu cos pătrat face 3 cos pătrat. Da? Un 3 sin pătrat de alfa cu 3 sin pătrat de alfa se duce și mai rămâne de aici. Plus 3, da? De aici. Plus 3 sin pătrat de alfa. Dar cos pătrat cu sin pătrat face 1, deci cât îți rămâne? 3 pe 4. 3 pe 4, răspuns corect, D.